Partidul Liberal Democrat constată că înaintarea de către Partidul Democrat, Partidul Liberal și alți deputați a domnului Vladimir Plahotniuc în calitate de candidat pentru funcția de prim-ministru constituie un pericol pentru stabilitatea și liniștea socială. Candidatul propus nu are susținerea Partidului Liberal Democrat și fracțiunii sale parlamentare, constituind o precondiție periculoasă de concentrare excesivă a puterii într-un singur pol politic și de subordonare a instituțiilor statului. Reiterăm angajamentul ferm al Partidului Liberal Democrat din Moldova de redresare a situației politice, de creare în termeni cât mai restrânși a unei majorități politice bazate pe principiile autentice ale statului de drept și regulilor democratice, urmând ca linia de conduită politică a partidului în circumstanțele create să fie anunțată de organele de conducere a partidului în cel mai apropiat viitor.